Se fac un filmuleț că mi-e frică că mâine dimineață o fi prin ceață și nu vezi nimic. Nu, dimineața n-am prea văzut ceața așa. Adică e vezi ceva acolo pe traseu ăla e foarte fain la un moment dat că se vede piatra Craiului de pe pârtea aia de la Bran, dacă apuci dimineața. E nu, superb. Nu, cobor înapoi, mă lăiești sau depinde dacă mă simt bine și în formă, o iau spre om. Dar ar mai fi 2 ore, eu știu. Păi nu, mai puțin de 2 ore. Cred că mai e complicat, că totuși ești pe creastă. Obosit. Da, aia e, că după aia mergi pe sus. Nu e creastă, e așa, gen cum e aici. Ai bine, na, acum eram obosit, nu mai aveam chef de nimic. După pădurea aia m-a omorât. Față de Moldoveanu, e autostradă deja, aici. A, pe Valea Rea. Zici. Da, a fost pe la 3 pași de moarte, la nu mai știu. A, și eu am făcut creasta Făgărașul. Pe n-am fost pe Moldoveanu, dar am făcut partea elaltă, de la Suru, Lacul Avrig, Scara, Șervota, Custura Sărăți, acolo unde o parte așa, o parte așa. Nu, am fost la... am urcat de la Bulea la... Ai urcat de la Bulea. Aia cu Lapoviță și până la Pădragul ne-a chițăit 5 ore. Aoleu. Am zis că ți-ar mănâncă atunci, dar nu m-am vins pe leac. Ai că ai scăpat. Și am renunțat să mai mă duc pe Moldoveanu și m-am dus în Piatra Craiului. Și ăla e greu, ce crezi că e așa? L-am făcut. Dar nu, n-am urcat de la vârful Ascuțit până la vârful la om, nu m-am dus, mi-a fost târșă. E fain că acolo ai cabana aia cu următura, lași bagajul și te cațeri, așa. Da, așa, da, da. Dar cu de alea nu poți. Arnașament militar. Da, ce ai, să... am zis că al meu e greu, dar cred că al tău are peste 25 de kg. Păi 5 kg nu apă. Plus 1 kg bateria. Cortul încă vreo 4 kg, ci? Da, 1 kg numai bateria asta de încărcat. Ăstea... că astea nu țin, nu mă zi. Și telefonul și ăsta. Păi și mâine unde e? Pe unde? Păi iau pe omul și mă duc încolo, pe creastă. Și vreau să cobor duminică la Sinaia, să vedem. Ori cu telecabină, ori dacă nu, pe piciorul pietrei arse, că mă zic că e ceva super. Da, e. Sper să reușesc. De bine, dacă nu... dacă mă simt bine și nu mă dor prea tare picioarele, cred că merge cu tine la omul. Păi nu știu la cum mă trezesc. Văd. Te trezesc că nu trezesc? Sunt mai bătrân, mă trezesc mai... Da? Mai este că eu și obosit, că eu de la 3 m-am trezit. La 4 am avut trenul, la 7 am urs aici. M-am trezit la 5 jumate. Nu-s din zapă, tu plăieștiu-i la 2 pași. Deci am făcut la 9 jumate eram în gară. La 10 deja urcam spre... la 10 și 5 eram la Steaua. La Forban, pe acolo ai urcat. Da, da, da.